Vă salut, dragii mei, și bun venit la canalul Frumuseții Vârste Elegante. Dar la canal mai avem și abonați tineri, adolescenți, chiar copilași. Și întrebarea cum să îngrijească un adolescent la vârsta de 9, 10, 11, 12 ani, fenul, este o problemă și pentru mămici și pentru bunicile care educă acești copii. Foarte des mă întâlnesc acum cu fetițe care de acum nu sunt fetițe, dar sunt fete la 9 ani, la 10 ani și la care tenul este foarte sensibil, foarte delicat. Delicat și cere o îngrijire la fel delicată și ușoară. Nu e de dorit ca să ne implicăm și să cumpărăm produse industriale pentru îngrijire. Sunt foarte multe metode de îngrijire la domiciliu. Cea mai simplă ca copilul să înțeleagă, că eu le zic încă copii, că nu sunt adolescenți, la 9, la 10 ani, chiar dacă fetița s-a transformat în fată, e încă copil și multe nu înțelege. Cel mai simplu este ca să cunoască că îngrijirea tenului. Și am desenat aici un simbol al Mercedesului: curățire, tonizare și cremă. Este foarte simplu. Curățire, puteți să le afișați, să le desenați și să afișați undeva la oglindă, în baie, să vadă. Curățire, tonizare și cremă. Dacă să vorbim despre curățire, ce dimineața, îngrijirea matinală, rutina de îngrijire matinală, o tonizare simplă după noapte. Tonizare, cel mai bun tonic în această perioadă este infuzia de plante medicinale la un pahar de infuzie, de sunătoare, de pătrunjel, de mușețel. Se adaugă o lingură de ceai de oțet de măr. Oțetul de măr tonizează bine, dezinfectează și restabilește pH-ul tenului. Este foarte, foarte practic, este foarte folositor și util. O demachiere ușoară după școală îi va ajuta să mențină tenul în curățire. O demachiere cu ce? O demachiere cu ulei de măsline, cu unt de cocos. Se face o demachiere, o curățire. După se tonizează. Cel mai simplu tonic pentru copil, pentru adolescenți, este pentru a menține pH-ul tenului, pentru a menține pH-ul pielii, o linguriță de ceai de oțet de măr la un pahar de apă fiartă. Sau o infuzie de mușețel, sau o infuzie de pojarnic, de sunătoare, infuzie de pătrunjel. La fel, la un pahar de infuzie, o linguriță de ceai de oțet de măr. Un bun tonic foarte, foarte bun. Fiindcă oțetul de măr restabilește pH-ul tenului, are un efect antibacterian și antiinflamator. Este foarte bun în practică. Dacă tenul este gras și sunt puncte acneice și inflamate, cumpărați din farmacie un flaconaș de tinctură de gălbenele, le dizolvați cu apă caldă, cu apă fiartă și veți primi un tonizant, un dezinfectant foarte bun pentru tenul acneic. Și folosiți talcul pentru copii. Talcul pentru copii se dizolvă cu apă oxigenată și se aplică în zona afectată. O dată în săptămână sau de 2 ori în săptămână, în dependență de tipul de ten, puteți să faceți un scrub leger, leger. La fel, luați fulgi de ovăz, îi opăriți, se opăresc fulgi de ovăz, se adaugă la o lingură de masă un vârf de cuțit de bicarbonat de sodiu, se aplică pe tenul curat și cu mișcări circulare se curăță ușurel tenul. E exclus obiceiul de a strivi acnee, de a cicatriza tenul, căci apar mai multe, tenul înflorește și mai mult, apare mai multă infecție, apar cicatrici care nu trec, rămân pe toată viața. Însă cel mai bun sfat individual, să avem șervețele individuale care copilul, care adolescentul să-l folosească pentru spălarea tenului.
să aibă mai multe șervețele, mai ales pentru adolescenții care fac sport și care să aveți grijă, să aveți cu voi șervețele, șervețele de unică folosință, pentru a nu șterge, dar a îmbiba tenul, de a îmbiba, de a proteja tenul sensibil la această vârstă. Cea mai bună cremă pentru perioada aceasta, dacă tenul este uscat, se descvamează, este uleiul de măsline, cel mai simplu, sau o cremă pentru copii. Iată câteva sfaturi care am vrut să recomand adolescenților la vârsta de 9, 10 până la 12 ani, care de-abia apar coșurele, apar acnee și, desigur, respectarea regimului alimentar, respectarea igienei intime, respectarea regimului zilei și lichide, de băut multă apă, lichide, de respectat regimul de apă, plimbările și igiena. Mai câteva mici sfaturi utile care adolescentul poate să le folosească în condiții casnice și pentru părinți și pentru bunei va fi și o economie în familie. Dacă aveți întrebări la temă, aștept comentariile voastre. Eu vă doresc succes și vă îmbrățișez! Vă aștept și la alte filmulețe. La revedere! Cu drag de voi, Veronica Sandu, medic-cosmetolog, specialist al modului de viață sănătos.